Salut și bine te-am găsit pe canalul meu, eu sunt Marian Pescarul, iar astăzi o să încerc să-ți prezint episodul 3 din Greșeli la pescuit. Am văzut că primele două episoade au prins destul de bine, așa că o să fac și episodul al treilea. O să-l fac de acasă din cauza că timpul nu mi-a permis să merg la pescuit în așa fel încât să postez o dată la 4 zile ca de obicei o partidă sau un clip filmat pe baltă, așa că o să încerc să mă descurc acasă, vizionare plăcută. Prima mare greșeală pe care o face orice începător este aceea că imediat după ce înțeapă un pește, ridică vârful cât mai sus, aduce imediat peștele la suprafață și astfel riscă să-l scape, deoarece peștele proaspăt înțepat are foarte, foarte multă energie, se poate zbate în așa fel încât să își rupă gura și chiar să-i sară cârligul dacă acesta nu este înțepat cum trebuie, așa că încearcă să-l aduci cât mai lateral dacă este mai mare și să-l aduci la suprafață când este aproape de mincioc. Va fi mult mai obosit și nu va avea putere să se zbadă încât să-și rupă gura sau să-și, nu știu, scoată cârligul. Acest lucru este valabil atunci când pescuiești pe o apă mai puțin adâncă, dar atunci când faci o partidă pe apă adâncă, te sfătuiesc să ridici vârful, să-l aduci cât mai la suprafață în caz că ai și structuri acolo pentru ca riști să se ducă și să se agațe. A doua mare greșeală pe care o fac începătorii este să pescuiască cu o montură cu plumb în capăt și 2-3 cârlige deasupra acestuia. Foarte, foarte greșit. Am văzut pe unii, din păcate, care puneau pe un cârlig râme, pe un cârlig bauă de prum și un cârlig mămăligă și spuneau să aibă peștele de unde să aleagă. O mare tâmpenie, în primul rând, dacă vei prinde un pește de tale mai mare, celelalte cârlige îl vor răni. Să nu mai spun că dacă se bagă prin niște agățături, îl vei pierde cu siguranță cu tot cu montură, așa că încearcă să pescuiești cu un cârlig, testează fiecare mămeală în parte, decât să faci un cârnaț cu 3 mămeli diferite. Mai bine du-te, ai răbdare, testează fiecare mămeală în parte, după care poți să tragi o concluzie și să-ți alegi mămeala potrivită. Încă o greșeală pe care, din păcate, o văd la pescare de 30, 40, 50 de ani, e o greșeală pe care eu o făceam când aveam 7-8 ani și m-a luat tata pe bicicletă la pește. Deci, când pescuiești la plută, încearcă să reglezi de fiecare dată adâncimea. Încearcă să reglezi adâncimea, după care să pescuiești acolo unde crezi tu că se hrănesc peștii. Pentru că cei care fac această greșeală, pur și simplu desfac lanțeta, aruncă și așteaptă, fără să nădească, fără să verifice adâncimea, fără să facă nimic decât, pur și simplu, adâncimea ce era reglată pe lanțetă de, nu știu, acum 5 zile sau acum o săptămână sau depinde cum au cumpărat montura, lasă aceeași adâncime și pescuiesc cu ea. Total greșit. Verifică adâncimea, nădejde, după care începe să pescuiești. Chiar dacă pescuiești în același loc și ai verificat odată adâncimea săptămâna trecută, e posibil ca apa să mai fi scăzut sau să fi crescut, așa că trebuie să verifici de fiecare dată adâncimea înainte să te apuci de pescuit. Următoarea greșeală e să mergi pe sălbatic, să arunci o găleată de porumb, dau exemplu, poți arunci mai mult. Deci arunci o găleată de porumb, te duci a doua zi la pescuit, pescuiești, nu prinzi absolut nimic, te enervezi, pleci acasă, zici nu mai arunc porumb în viața mea pentru că nu m-a ajutat cu nimic. Foarte greșit. Dacă ai aruncat o găleată de porumb, încearcă să vii și a doua zi, și a treia zi, și chiar și a patra zi. Dacă ai timp, te sfătuiesc să mergi toată săptămâna, să-ți iei o săptămână și să te duci zi de zi în acel loc pe care l-ai nădit. Și sper din toată inima că înainte să-l nădești, îl verifici, verifici adâncimile, verifici să fie pește în zonă, te uiți dimineața de vreme să vezi dacă sare în acel loc, după care să nădești. Așadar, toate acestea, dacă sunt făcute, ai șanse mari să prinzi pește, doar cu o singură condiție, să ai foarte, foarte multă răbdare, pentru că e posibil ca peștii de tale mai mari în special să răspundă la nadă a doua, a treia zi sau poate chiar mai târziu. Așa că fii foarte răbdător. Următoarea greșeală pe care o face un începător este să-și lege forfacul pe direct. Adică dacă el are firul principal de 0,25, leagă și forfacul cu același fir. O greșeală destul de mare, deoarece dacă vine un pește de tale mai mare, e posibil să îți rupă montura cu totul și acest lucru este valabil și atunci, când agăți. Dacă ai agățat o montură ce este legată pe direct, se va duce cu totul. Așa, dacă forfacul este un pic mai subțirel, pierzi doar cârligul. Următoarea greșeală este să folosești
plumb, perea grei, atunci când nu este cazul. De exemplu, dacă tu pescuiești lângă mal la 2-3 metri, fie că pescuiești la plută, fie că pescuiești pe fund, nu contează. Am văzut pescari care, de exemplu, pe fund puneau plumb de 100-150 de grame și aruncau la 10 metri și pur și simplu speriau absolut toți peștii care erau în zonă, deoarece lansau și foarte des. Atunci când pescuiești aproape, dacă nu ai curenți puternici sau dacă pescuiești pe o baltă privată, nu are rost să pui plumbi foarte mari, pentru că, în primul rând, vei face foarte, foarte multă gălăgie și, în al doilea rând, montura va fi foarte, foarte grea. Nu are rost să te epuizezi și pe tine și să sperii și peștii cu dita mai plumbii atunci când pescuiești la câțiva metri de mal. Încearcă să pui plumbi cât mai ușor, atâta timp cât curenții apei îți permit acest lucru. Următoarea greșeală este să începi să arunci nadă cu lopata atunci când vezi că vecinul prinde pește, crezând astfel că îi vei aduce la tine. Foarte, foarte greșit, deoarece acolo unde vecinul prinde pește, și vorbesc în special pentru bălțile sălbatice, vorbesc despre râuri, acolo unde vecinul prinde pește, de exemplu, e posibil să fie un prag sau să fie o structură pe lângă care peștii vin, se hrănesc și pleacă mai departe. Dacă vecinul a nădit corect acel prag sau acea structură, e posibil să prindă pește unul după altul și tu lângă el la vreo 10 metri să nu prinzi mai nimic. Așa că nu începe imediat să arunci 3 găleți de nadă și să aștepți să prindi și tu pește. Încearcă să cauți și tu pragurile, să cauți și tu structurile și să nădești puțin lângă acestea, după care să începi să pescuiești și așa vei avea șanse mult mai mari decât să începi să arunci nadă ca disperatul. Sper că ți-a plăcut acest clip. Lasă-mi în comentarii o întrebare sau mai multe, pentru că vreau să fac și un Q&A cât de curând, adică un clip în care răspund întrebărilor voastre, așa că îți mulțumesc mult pentru vizionare, aștept întrebările în comentarii, fii întins!